Bună ziua! La Cimișlia s-a desfășurat turneul republican la lupte libere în memoria antrenorului cimișlian Mihai Timotin. La competiție au participat peste 180 de sportivi din 10 raioane ale țării, inclusiv și din municipiul Chișinău. Sportivii au luptat în 10 categorii de greutate, categoria minimă fiind de 26 kg, iar cea maximă 96. La acest turneu s-au prezentat raioanele Ceadăr Lungă, Taraclia, Liova, Comrat, Ștefan Vodă, Nisporeni, Streșeni și, clar, și echipa noastră Timișlia. Cele mai mari emoții le-au avut antrenorii, care și-au pus speranțe mari în discipolii lor la acest campionat. A venit cu 7 sportivi, dintre care 4 învingători, pentru că avem, ne așteptăm la medale cât mai multe și succes la participanți de viitor mai bun. La competiție au fost prezenți prietenii regretatului antrenor Mihail Timotin și fiul acestuia. Domnul Mihai Timotin, noi ne-am cunoscut în 1971, când am intrat în tehnică de educație fizică. Am trăit 3 ani într-o cameră, am fost prieteni. Într-o grupă am învățat, într-o cameră am trăit. Am fost prieteni până a decedat. La mormântare am fost. Am fost un băiat disciplinat, educat. 3 ani în urmă era și s-a petrecut, dar a lăsat o urmă din nemaipomenit, care cred că putem să o transformăm într-o misie a noastră pentru a-l susține pe dânsul. Cei mai mulți participanți la turneu au fost din raionul Cimișlia. Aceștia au obținut 14 locuri premiante, dintre care 7 medalii de locul întâi. Câte o medalie de locul întâi au obținut și sportivii din Basarabeasca, Comrat și Ștefan Vodă. Nu, mai puternici au fost gazdele, echipa din Comrat, Congaz și Hâncești. Celelalte așa după posibilitatea lor, după pregătirii care au. În mai, în toate categoriile au predominat gazdele, dar au fost și din oaspeți care au ocupat locul de frunte. În 9 de kilograme au predominat Besarabca, Besarabeasca, pe urmă, în 38 de kilograme categorie de vârste 98-99 au predominat Ștefan Vodă, pe urmă, în 69 de kilograme a predominat Comratul. Mi-a plăcut foarte mult această competiție și 3 ani la rând am fost permanent prezent aici. Au fost multe sate, orașe și am luat și locul 3. Antrenorul cimișlian Mihai Timotin a fost multiplu campion al Republicii Moldova la lupte libere și maestru în sport. Turneul republican în memoria acestui antrenor s-a desfășurat la Cimișlia pentru a 3-a oară.